Bianca, le-am luat la rechizite fetelor ăstora o grămadă. Trebuie să înceapă școala în curând. Dar ele nu vor să învețe nimic. Nu au chef de scris, zic că se bucură de ultima zi de vară și numai cu popituri se joacă. Da. Așa e. Hai să vedem cum facem să le captăm atenția. Fetelor, ia uitați! Nu mi-a ieșit încă o dată. Fetelor! Wow! Voi puteți? Nu cred. Dar ia uite, două popituri care merg foarte bine! Wow! Abia am popituit jumate din popituri. De eu am piturit popituri. Fetelor! Priviți câte rechizite v-am luat! Rechizite e vacanță! Și cu rechizitele ce facem? Sunt o grămadă, în plus e ultima zi de vară, în curând începe școala și nu vă puteți duce cu popituri la școală, decât dacă veți găsi vreo metodă să le furișați. Poate în ghiozdanele astea noi? Astea sunt ghiozdane? Nu-mi plac deloc! Nici mie! Mie? Plac! Hai să stăm popitei din mai bine! Ce popitredin! Da, da, popitreding! Ce ne-ai dat aici? O planșă? O planșă de trading! Voi ne dați toate popiturile voastre, iar noi vă dăm rechizitele cele noi! Mie îmi plac! Toate popiturile noastre mai vedem noi! Rechizite! 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 Să începem! Să începem cu trei penare pentru voi trei. Ce ne oferiți la schimb? Sunt penare de birou. Puteți să vă țineți o groază de creioane în ele. Oglindă! Uite! Carnețel! Fix curcubeu, stilou. Ce să vă ofer eu oare? Un poprit costă în jur de 20 de lei. Voi, maxim 10 lei ați da pe un penar. Nu, penarele astea sunt mai scumpe, garantez. Da, știu că sunt de la Jumbo și că au costat 10 lei. Așa că eu vă ofer un poprit care costă 30 de lei. Mai... A schimbat! Nu cred! Mulțumesc, Bri, mi-a mai dat un popit. De obicei mai adaugă în mijloc. Da, știu. Bianca, ce ne facem? Ne-am luat țeapă de data asta? Da, suntem mai atente data viitoare. Așa vom face. Acum voi oferiți-ne. Așa, noi vedem. Gata. Noi vedem această aripă. Ia uitați ce bine pocnește. E doar o aripă. Bine atunci. Eu vă dau un creion pentru Crăciun. Să-l aveți în perioada sărbătorilor. Eu zic două. Nu, lasă doar atât. Mai adaug niște mine pentru creion care scrie, ștergere, scrie. Vezi? O rezervă. Și sunt trei rezerve. Te-o acceptat! Bun. Dați rezervele. Noi luăm popitul. Rândul nostru acum. Hai să le dăm și o carte de citit. Oh, eu vreau. Stai o carte pic. De logică. 20 de lei maxim. Așa, 15 lei. Bine, vă mai dăm niște cărți. Vă dăm un set întreg și fiecare carte costă peste 15 lei. Ia uitați, gândire creativă, numere și operații cu numere. Citire și înțelegerea textului, scriere și construire de enunțuri, științe și explorarea mediului și logică și rezolvarea de probleme. Ce ziceți? Ce ne dați pe aceste super culegeri? Ia uite un joc! Uite ce să bine începem și noi! Ianca, ce facem? Acceptăm sau mai cerem? Mai cerem. Bine, hai să mai cerem. Foarte scump și din dor. Știu cât de mult a costat. Am primit! Gata, acceptăm! Nu! Mulțumim, Bri! Hai să acceptăm, Bianca! Mulțumim, Bri! Super! Acceptăm! Luăm popiturile! Iar voi rezolvați probleme!
6 cărți pentru 2 popituri. Ce le-am păcălit, așa le facem să lucreze la română, la mate și ele habar nu au. Cred că fac schimburi bune. Pentru noi e important ca ele să accepte rechizitele cu drag. Ce să punem de oameni? Ce ne dați pentru asta care costă 100 de lei? Vă dăm o carte mare pentru gri. Mai adăugați. Și o carte mare pentru Mara și o carte pentru Teo. 3 cărți pentru un popit. Ceva minuscul, minuscul. Da, mic. Vă dăm un burete de șters tabla. Ce părere aveți? Ce ziceți? Acceptați târgul? Acceptă. Super! Luăm popitul, iar voi luați cărțile. Se pare că e colorată. O să zicem, mami, că le-am colorat deja. Rândul nostru. Ce punem la bătaie? Punem hârtia creponată? Da. Wow. O hârtie creponată din aia nici măcar 10 bani nu costă. Ba da, costă foarte mult, să știi. Ce oferiți pentru ea? Eu aș da un popit pentru că și așa costă extrem de puțin. Nu costă puțin. Și uite cât e de colorată hârtia mea. Cum poți să-mi dai doar un popit? Eu la ce o folosesc în primul rând? La școală, la crafting, la tot ce vrei tu să-ți înfrumusețezi. Poți să faci și ornamente pentru iarnă, să-ți decorezi camera. Bine, eu aș da un dinozaur. Ia uitați, este colorat. Mai adaugă măcar 10 culori să aibă. Uite, 10 și încă 10 pe aici. Bine, vă mai punem o aripă. Nu, un spinner. Și un spinner și o aripă și facem târgul. Acceptăm. Eu aș da... Acest popi din plastic. Among Us. Aha, și Briana oferă un popit colorat. Hai să vedem ce vă putem da pentru ele. Ce ziceți de carioci cu sclipici? Marcare pentru tablă. Alt de carioci cu sclipici. Și un pix care scrie, ștergere, scrie. De acord! Yeah! Acum voi! Acum eu vă ofer 3 pixuri unicorn și 2 flori. Wow! Ce să dăm? Eu aș zice 2 unicorni. Super, dar eu v-am dat 3 unicorni și 2 flori. Mai puneți? Bine, punem aceste 2. Și căpșuna. Aceste 3, da. Ok, de acord. Acum noi vă dăm aceste 3 chestii. Wow, 3 lucruri! Păi ia să vedem ce vă putem da noi. Aceste creioane. Wow, sunt colorate, uite, au și radieră, au și creion și au și ascuțitoare invers. Super, acceptați? Mai adăugați ceva, noi v-am dat 3 popituri, consolă mare care e pe plastic și o inimă și un rac. Ok, mai adaug un vas de apă, Batman, o cutie de carioci colibri, radiere colorate, foarfeci, lipici și o cutie de carioci. Ok, le-am luat. Dar cutia de carioci e goală. Păi și ce? V-am mințit cu ceva? Am zis o cutie de carioci. N-am zis o cutie cu carioci. V-am dat doar cutia de carioci. Mai vedem noi. Mai dați-ne ceva. Nu mai putem. Caietele astea, așa. De pian. De muzică. Și un caiet așa. Colorat. Ce dați pentru ele? 2 popituri care merg foarte bine. Să le testăm. Nu, tu cu Bianca, că stau cu mama. Într-adevăr, merg foarte bine. Haideți să acceptăm. Noi luăm caietele. Nu. Acum. Noi vă dăm un tren și un fluture și acest pătrat. O, 3 lucruri. Ia să vedem ce vă putem oferi. Bianca, tu cu ce vii? Multe carioci. Mulțumim. Și... mi-a adăugat. Și o riză. Și carioci glitter, acuarele cu sclipici și creioane. Ce părere aveți?
Mulțumim! Deci acceptați! Cum a voi să vedem ce ne puneți! O carte de exerciții cu Miraculos Buburuza și Motan Noir și Jocurile Minții. Vă vedem această coctună. Mai adăugați? Nu, ai dat ok. Gata, bravo! Super! Au acceptat! Noi vedem aceste două popituri care costă foarte mult. Și una mungă de plastic. Bine, atunci, noi vă dăm un vas de apă pentru ora de pictură și un suport de pixuri și creioane. Mai adăugați, noi v-am dat trei popituri care costă foarte mult. Ăstea două costă doar 10 lei. Ăstea costă 20. Mm-hmm. Ia să vedem, tu ce ai, Bianca? Un carnețel cu unicorn. Și eu vă mai dau magnez pentru tablă, pentru la școală. Să mai adăugăm. Uite, pensule pentru ora de pictură. Ce faci, Bri? Tot vrei să adăugăm? Da. Două pixuri, o riglă și un set de pixuri. Iar pixurile astea sunt chiar pixuri, nu sunt din acelea cu gel și sunt pixuri care se șterg și sunt foarte scumpe, să știți. Super. Ne-au cam păcălit tura asta. Le-am dat mai multe ca așa am vrut, ca să aibă rechizite, să n-aibă niciun motiv să nu învețe bine la școală. Noi vedem aceste trei popituri cerc, foarte colorate și foarte faine. Noi vedem aceste penare. Unul dintre ele, mai multe sunt pline. Uite, ăsta are un set de culori înăuntru. Acela are acuarele cu sclipici. Și ăsta are ceva în el. Un suport de birou pentru pixuri. Deja primiți 6 obiecte deodată. Ați acceptat! Wow! Sunt ale voastre! Noi vă dăm 2 hăinuțe protectoare pentru ora de pictură. O floare? Mai adaugă! Bine! Și o poșetă și una mungă. Poc. Ia să vedem cum funcționează poșeta pe partea bună. Ia, Bianca, tu pe acolo, pe aici. Ce tare! Gata, acceptăm. Punem ăsta. Ne dați inima voastră? Ce să vă dăm? Iată, o carte de citit. Animăluțele fermecate. Nu sunteți mulțumite? Un set de creioane colorate cu radieră pe fiecare creion. A costat 25 de lei. Încă o carte cu 100 de abțibilduri autocolante și cu vampirina 1001, pardon. Ce să vă mai dăm? Avem o carte mare de teste pentru cei mici. Mai. Uite. Bine. Uite, Mara, e 55 de lei numai o carte. Gândește-te, ți-am dat bine, 3 cărți da, e bine. Și cariocile alea care sunt scumpe. Exemplu ăsta costă 20. Cam 70 de lei. Deci ai făcut un târg bun. Foarte greu. Da, va fi greu să o ajuți pe Teo să le facă. Ba da! Nu. Ce oferim, Bianca? Hârtii colorate. Un set întreg. Încă unul. Și încă unul, și mai intense. Uite. Eu zic să fiți mulțumite și să ne dați ceva bun pe ele. 16 lei cu 8. Tu ce ai dat, Mara? E ok. Luturele, într-adevăr, merge cu floarea. Hai să acceptăm. Yay! Eu aș... Hai să punem multe copii. Gata. Ce ziceți? 1, 2, 3, 4, 5 hexagon. 20 de lei cu 50 de lei. Diamant. 20 de lei cu 20 de lei. Și a venit și fricul din păluri. Hai să vă oferim ceva mare. Uite, blocul ăsta mare de desen. E carton adevărat. Uite. Aici sunt 200 de lei.
Să vedem ce ne dați. Apeși pe ok. Să vedem ce ne dați de 200 de lei. Locul ăsta de desen. Doamne! Mai adăugați. Hârtia asta aurie și argintie. Știu! O mapă pentru foi galbenă. E super! Vrem mai mult de 10 obiecte. 1, 2, 3, 4. Mai multe! Un bloc de desen, atenție, are spirală ca și cel mare. Și e tot cartonat. Mai adăugat. Da la mine. Un caiet cu ursuleț. Da, bine. Da, Mariana, ia uitați. Ba nu, n-am acceptat. Încă două. Un burete. Măcar. Acum stai că-ți dau eu una. Pixul ăla. O ascuțitoare. Gata, te-o acceptat. Acceptați. Luați rechizitele. Pune acolo. Noi punem la bătaie un bloc de desen cu orar în limba bulgară. Nu, mersi. Dar știi că asta e luni, marți, miercuri, joi, vineri. Așa poți să înveți și bulgara. Și costă 0,6 leva. Și iată, are colțare. Foile astea le poți scoate. X, X. Poți pune alte foi oricând în el. X. Ok, îl luăm noi și vi-l dăm ca umplutură. Ia să văd, ce oferiți voi de data asta? O broască. Uite. Să fie două, că și noi suntem două. Două broaște, uitați, sunt două. Nu e din editare nimic. Ce credeți că punem din editare, nu? Bun, ce oferim pentru broaște? Două caiete neon. Wow, cu notițe și cu febeuri și cu niște, ia uitați, cu semnul întrebării. Cel mai șmecher caier. Deci acceptați, nu? Nu mai adăugați. Un caiet verde care nu strălucește și unul care are scris pe el. Deci nu mai putem să-l folosim. Da. Bine, atunci vă dau mai multe caiete. Uite, am unul de muzică. Și iată, e extraordinar de interesant pentru că pe o parte are liniatură cu portative, iar pe cealaltă parte dictando, să poți scrie. E super! Un alt caiet de muzică. Ăsta cum e? Tot la fel? Uite, cheia sol aici și pix aici. Vezi, aici poți să scrii și aici notele muzicale. Ia uite, un caiet cu pătrățele foarte mari și un caiet foarte bine liniat. Ce ziceți? Acceptați? Bun, că nu acceptăm. Mai puneți? Mai pune? Nu vreau. Ultima ofertă. Blocul de desen pe care l-ați refuzat. Încă un bloc de desen. Și un caiet cu pătrățele mari din Cosmos. Și 3 de bănuți de Lego. Acceptăm. Ba da, dacă una a acceptat, acceptați. Așa, una a zis plus. Așa ați făcut și voi la noi când eu am apăsat pe ok din greșeală și Bianca a apăsat pe plus. Ați zis că gata, am acceptat pentru că eu am apăsat. Fost prima. Și eu am fost prima. Și acestea sunt caietele voastre, să le scrieți sănătoase. Asta la ce ne mai folosește? Călute, unde mi-i folosește? Mie. Pentru mine. Noi vă oferim o carte cu unicorn. În unghiei. Accepți, dar stai să-mi dai ceva la schimb pentru ea. Și o carte de colorat pentru adulți. Unicorn pentru unicorn. Da. Super, dar noi am mai pus o carte. Atât. Rămâi adaugă. Pune un cer colorat foarte. Cartea asta costă mai mult decât ambele popituri. Uite, costă 7 leva, ceea ce înseamnă peste 35 de lei. Aproape 40 de lei. Da, asta. 20 cu 20. Ăsta este 10. Vă dăm un cap. Și ăsta este 12. Un cap. Mai adaugă. Bine, vă mai adăugăm încă două. Ok, acceptăm. Noi vă oferim două caiete de muzică mari cu spirală. Iată-le cât sunt de interesante. Și fiți atente aici, un caiet de matematică cu dreptunghiuri în loc de pătrățele. Ce părere aveți? Caietul ăsta nu se folosește în România. Da, dar voi puteți găsi o întrebuințare, sunt sigură. Cum să-l folosim? La ce să-l folosim? La desen? La chimie, fizică, poți să-l folosești la orice. Trei popituri.
3 popituri pentru 3 caiete. Să vedem dacă merg. Ok, sunt bune, acceptăm. Venim cu 2 bublițe. Wow! Ia să vedem ce vă putem oferi. Toate. Ce ziceți de o carte cu... Care prea puțin. O carte atât pentru 2 popituri atât. Ia uitați cât de mai bune. De aici până aici. Puneți multe. 2 caiete. Uite, dacă ni le dați pe asta, dați-mi palma. Bine, atunci mai punem și un ce e ăsta, bloc de desen. Wow, e super. Carioși pentru tablă. Acuarele cu sclipici. Un pix care scrie și rescrie. Stai un pic să faci. Un caiet cu orar. Wow. De acord. Ați acceptat. Yay! Rândul nostru. Avem caiete, ia să vedem câte. Fiți atente ce avem noi aici. Un caiet super retro party. Iată-l. E așa, o despărțitoare. Să poți scrie la mai multe obiecte pe ele. Alt caiet cu spirală. Și vocabular, de fapt. Încă un vocabular. Caiet cu mini. Caiet cu inim. Un caiet de matematică. Back to school. Și încă un caiet de matematică. Așa, cu bubniță. Să-l vreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caiete. Să vă văd cu 7 popituri. Mai adaugă. Mai adaugă. 3, 4, mai adaugă. 6, 7. Mai adaugă. Gata. Ok, acceptăm. Și acum rândul nostru. Eu pun mara de data asta. 2 popituri gigantice care costă ambele 100 de lei. Cred că va trebui să le dați ghiozdanele. Dacă mai puneți unul, vă dăm 3 ghiozdane. Un popit gigant. Ok, 3 ghiozdane. Ce părere aveți? Acceptați? Da! Acceptăm! Le-am făcut să accepte aproape rechizitele. Yes! Și uite câte popituri! Acum noi vă oferim așa. Carioci, creioane, etichete, pensule, paletă, creioane, ascuțitoare și riglă. Ce ne oferiți pentru ele? 2 popituri sunt de ajuns. Bine, hai, fie! Măcar să le folosiți cu plăcere. Acceptăm! Hai, puneți! Ce ne oferiți pentru aceste 2 popituri? Un caiet! Doar un caiet? Mara, dacă o să vezi ce caiet e, o să-mi dai toate popiturile pe el. Să zici mersi că ți-l accept pentru 2 popituri. Tara! E caietul tău cu toate piesele de la pian. Privește și ultima piesă predată. Ok, refuzăm. Rămân cu caietul tău. Și acum, cel mai tare trading. Eu vă dau 2 tablete pentru a face școală online. Ce părere aveți? Teo! Dă tot! Ce mai ai? Haide, Mara! Asta costă extrem de mult, sunt de la vedete. Atât mai aveți? Asta e tot? Și nu mai aveți popituri după asta? Nu, ne ținem numai de școală. Ok, acceptăm! Yeah! Wow, o scrisoare! O bubliță antistres? E sparte, e vai de capul ei! Hai să vedem. Nu vreau să vedem. Nu!